Cuvântul patriei. Radio revistă pentru premilitar și toți apărătorii țării. Învață cât trăiești și să nu-ți fie frică să recunoști că ceva nu știi. Așa ne sfătuiește înțelepciunea poporală. Urmând logica respectivă, avem ce învăța de la oricine și oricând. Armata Națională bunăoară ne învață să fim disciplinați, responsabili, cumpătați, diplomați și multe alte calități prețioase ale acestui secol, doar dacă știi bine să le valorifici. Acest lucru îl poți învăța și ascultând emisiunea Scutul Patriei, realizată și de această dată de domnița Jechiu și Denis Rotaru. Bună ziua, oameni de omenie! Academia Militară Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din Republica Moldova. Misiunea fundamentală a acestei instituții este de a oferi studii superioare militare de calitate tinerii generații din țara noastră. Recent a început un nou an de studii. Cu această ocazie, colega Natalia Andronache a fost în vizită la comandantul rector al instituției, colonel Mihail Bucliș. Instituția noastră este foarte importantă deoarece este unica instituție cu profil militar în Republica Moldova, care are misiunea de a forma cadre pentru forțele armate. De aceea este foarte importantă în țară și mai mult ca atât și pe arena internațională, deoarece Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este membră a consorțiului Parteneriat pentru Pace, în componența acestui consorțiu între 58 de țări. Noi am trecut din 2010 toate programele de învățământ conform acestor standarde internaționale și de acum anul 1 și anul 2, studenții anul 1 și anul 2 la ciclul 1 studii de licență, le pregătim conform noilor programe. De ce importanța instituției este actuală? Cu ce acțiuni manageriale importante ați pornit în noul an de studiu și care sunt principalele obiective? Acțiunile Academiei în anul de studii 2012-2013 sunt foarte importante. Mai întâi de toate, eforturile principale o să fie îndreptate până la finele anului 2012 pentru a efectua autoevaluarea în scopul acreditării Academiei noastre în anul 2013. Preconizăm până în luna mai ca Academia Militară să fie acreditată de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Acesta este un proces foarte important pentru noi, ca în următorii 5 ani să putem activa, să avem baza legală în ordine. A doua problemă este și acreditarea științifică a centrului nostru de studii strategice de securitate și apărare, în general a Academiei, a revistelor, a cadrelor care activează în domeniul științific, pentru ca noi să avem posibilitate aici în incinta Academiei să avem consiliul nostru și să acordăm titlul științific de doctor. Avem nevoie la ora actuală foarte mult în facultățile noastre ale Academiei de oameni cu titlul științific. O a treia misiune foarte importantă este iarăși în area activității științifice. Am inițiat în 2011 un proiect cu școala navală postuniversitară de la Monterey din Statele Unite, sprijiniți de către Universitatea Bundeswehr din Germania, un proiect sub denumirea MARC, care este legată de securitatea cibernetică, cyber security, și acest proiect, după toată informația pe care o avem, în luna septembrie, acum la finele septembrie, o să fie aprobat de către NATO. Deci o să activăm în acest proiect foarte important pentru noi, pentru susținerea cadrelor noastre tineri în domeniul IT&T, adică mijloacelor moderne de comunicație și informatică și ceea ce este legat de securitatea cibernetică. De asemenea, un alt proiect important, o a patra misiune, este activitatea legată iarăși de Germania cu Institutul de Limbi Străine de la Leipzig, un proiect care are mai mult la bază
o activitate de studiere a limbii române. În Republica Moldova, un studiu aprofundat legat de structurile statale, adică, să zicem, armată, justiție și așa mai departe. Suntem implicați în acest proiect. O a cincea misiune este dezvoltarea infrastructurii, având în vedere că noi am matriculat acum în an de studii 2012-2013 și fete. Aceasta ne impune să dezvoltăm infrastructura, să avem spațiu și pentru genul feminin, amenajat, aparte, conform condițiilor care sunt stabilite în Academie. Peste o lună planificăm să deschidem împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal un stadion de mini-fotbal aici în Academie. Adică, astea sunt niște planuri pentru a dezvolta infrastructura necesară. Cum a apărut ideea de a matricula fete la studiu? Ideea, ea nu a apărut, ea este stabilită nouă de către, iată, acest consorțium, de acele schimbări care au loc acum în general în lume, în mediul de pregătire a cadrelor militare, și Republica Moldova este și adeptă acestor transformări, are semnate mai multe acorduri și în domeniul militar, de asemenea, mai ales la formare, am avut așa o tendință de a lua cadre militare, puține până când nouă, dar o să mergem înainte și cred că anul viitor o să mărim această cifră, pentru că chiar dacă fetele sunt până acum matriculate la specialitatea transmisiunii, având cei 4 ani la bază de formare în Academia Militară, ele pot să-și continuă serviciul militar nu numai în comunicație și informatică, dar în logistică, în managementul resurselor umane și așa mai departe, după o pregătire corespunzătoare de un scurt timp în domeniu. Programa de învățământ a fost actualizată pentru anul 2012-2013? Da, ea a fost actualizată pentru că în afară de acele programe care am spus că noi am trecut împreună cu consorțiul, au apărut și unele discipline care sunt necesare la noi în domeniul militar, ieșind din tehnica și armament pe care îl avem. Au apărut mai multe facultative și discipline la Catedra Instrucția Focului, sisteme de armament, care sunt legate pentru studierea armamentului și tehnicii. De asemenea, și la pregătirea, la arta militară, la tactică, au fost incluse discipline opționale care este legat mai mult de studierea adăugătoare sau suplimentară a procedurii de planificare a luptei. Care este situația la capitolul facultăți, catedre, care mă refer aici, poate ați comasat ceva? Nu am comasat, noi am fost restructurați după o nouă organigramă, adică care a fost aprobat în 2011. Am format și a doua facultate administrație publică, care era necesară deoarece am trecut și la a doua specialitate, la formare. Da. La ora actuală noi avem facultatea științe militare, care includ mai multe catedre: arta militară, instrucția focul, pregătirea fizică, artilerie, comunicație și informatică. Și avem a doua facultate până când cu catedre, catedra administrație publică, e și facultatea administrației publice și catedra. Dar nu de mult am intrat în componență și în această facultate, facultatea administrației publice, am intrat și catedra științe umane și limbi străine. Și e un lucru normal. Vorbiți despre profesori? Cine sunt profesorii? Profesorii, în general, sunt cei care au activat și mai înainte. Am luat câteva cadre didactice noi anul acesta, dar care au experiență din conflictele, zic militare, care au experiență din fostele conflicte, Afganistan, zicem, Irak, Transnistria, și de asemenea mai mulți profesori cu titluri științifice la Catedra Administrației Publice, deoarece dezvoltăm această catedră. La ora actuală sunt 117 cadre didactice, dintre care 42 au titluri științifice, așa că până când asta este necesar ca noi să trecem acreditare. Doamnele, la Moldova, toamnele, știu la fel ca mamele, să ne aline dorul, dorul. Doamnele, la Moldova, toamnele, știu la fel ca mamele.
pe soldățeii ca stejerei. Se întorc la paștină vornicei. Doamnele, la Moldova, doamnele, știu la fel ca mamele să ne aline dorul, dorul. Doamnele, la Moldova, doamnele, știu la fel ca mamele să ne îndemne zborul. Doamnele, știu la fel ca mamele.